Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom continua tutorialul cuibușor croșetat. Așa cum știți, azi noapte am rămas în punctul unde am închis cel de-al doilea rând, care era format din cele 5 ochiuri de lanț închise apoi cu picioruș scurt. Vom continua. Deci am ajuns la capătul celui de-al doilea rând. Cu picioruș alunecat mă voi îndrepta către mijlocul primului arc format din cele 5 ochiuri de lanț și în momentul în care am ajuns în mijloc vom face 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și le voi închide cu un picioruș scurt în următorul arc. Voi continua 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6 și voi închide cu picioruș scurt. În felul acesta noi vom lucra 2 rânduri. Acum ați văzut și modul în care trecem de la un rând la celălalt și de această dată vom lucra singure cele 2 rânduri care constau în cele 6 ochiuri de lanț închise în picioruș scurt în arcul următor. Am lucrat cele 2 rânduri cu arcuri formate din câte 6 ochiuri de lanț. Acum voi închide cu fir alunecat la începutul rândului și vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, 7 ochiuri de lanț, scuzați. În următorul vom face un picioruș scurt, deci în următorul arc, din nou 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi închide cu picioruș scurt în următorul arc. Și vom continua în felul acesta 2 rânduri, 3, 4, 5, 6, 7, piciorul scurt. Vom continua 2 rânduri lucrând aceste arcuri formate din câte 7 ochiuri de lanț. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 2 rânduri. Am lucrat și cele 2 rânduri de arcuri formate din câte 7 ochiuri de lanț. După cum vedeți, eu am pus o astfel de clămiță pentru a ști exact locul de unde încep un nou rând. Iar acum vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 ochiuri de lanț. În următorul arc vom face un picioruș scurt, ca de obicei. Vom repeta cele 8 ochiuri de lanț. 4, 5, 6, 7, 8. Vom închide din nou în următorul arc cu un picioruș scurt. În felul acesta vom proceda din nou pentru un număr de 2 rânduri. Deci, după 2 rânduri în care vom lucra aceste arcuri formate din câte 8 ochiuri de lanț închise cu picioruș scurt, noi ne vom întâlni. Am ajuns și la capătul celor 2 rânduri
de arcuri formate dintr-un număr de 8 ochiuri de lanț. Voi scoate clămița de o parte și voi închide acest rând. În momentul în care am închis acest rând cu picioruș scurt, noi vom scurta firul și vom închide lucrarea. Aceasta fiind prima parte a lucrării. Las un pic mai lunguț, pentru că după aceea voi putea ascunde acest capăt de fir. Deci, închid această parte a lucrării, după care vom începe partea a doua. Pentru partea a doua a lucrării, voi pune aici clămiță. Acesta este rezultatul primei părți. Pentru partea a doua a lucrării, vom începe un număr de 96 ochiuri de lanț. Deci vor fi 96. Acesta este primul ochi de lanț de început, pe care nu îl vom număra. Și începând din acest moment, noi vom face 96 ochiuri de lanț. Este foarte simplu. Începem a număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și ne întâlnim la 96. Am lucrat cele 96 ochiuri de lanț. În acest moment, noi vom închide în cerc aceste ochiuri de lanț. Vom închide în primul ochi de lanț pe care l-am realizat cu fir alunecat. Și aceasta este baza părții din față a cuibușorului. Sfatul meu este, în modelul original, aceste ochiuri de lanț rămân în acest fel. Sfatul meu este să faceți un al doilea rând de piciorușe, deci un rând de piciorușe scurte, pentru că va fi mult mai aspectuos. Și începem să lucrăm piciorușe scurte pe întreg parcursul acestui cerc pe care l-am format. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face un picioruș scurt, pentru că va avea un aspect mult mai plăcut și va fi mult mai rezistent. În felul acesta. Deci vom face aceste 96 de piciorușe scurte, dacă doriți, la voia dumneavoastră, dar eu spun că este mult mai frumos să fie un pic mai lărguț aici, pentru că modelul original pe care l-am lucrat eu, vedeți cum prezintă această parte, pare foarte, parcă nu este terminat lucrul. Din cauza aceasta am spus că este mult mai nimerit să facem un rând de piciorușe scurte. Noi vom continua cu piciorușele scurte, ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul rândului după ce am făcut cele 96 de piciorușe scurte. Eu cred că se prezintă mult mai frumos o mărginuță așa decât cea simplă pe care v-am arătat-o. În acest moment voi închide rândul în primul picioruș scurt pe care l-am făcut, voi închide cu fir alunecat. Apoi voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Și voi continua cu alte 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. În acest moment voi sări 2 piciorușe scurte. 1, 2, voi intra în cel de-al treilea picioruș scurt. Voi face un picioruș scurt
și voi continua din nou. 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. După care, din nou, voi sări două piciorușe scurte, următoarele două, 1, 2, voi intra în cel de-al treilea, voi face un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, voi sări din nou două piciorușe scurte, 1, 2, voi intra în cel de-al treilea, fac picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ne vom întâlni la capătul acestui rând, așa cum spuneam. Am ajuns la capătul rândului, am făcut cele 5 ochiuri de lanț. După cum vedeți, aici mi-au rămas exact două piciorușe scurte. Aceasta înseamnă că am lucrat în mod corect. Deci, săltăm cele două piciorușe scurte și vom intra în primul picioruș scurt pe care l-am făcut la începutul acestui rând, care normal era un ochi de lanț, și vom închide totul cu fir alunecat, cu atenție. Acum, cu fir alunecat, ne vom îndrepta către mijlocul acestui arc format din cele 5 ochiuri de lanț. Lucrez încet să se vadă bine. Eu sper că vedeți. În felul acesta. Odată ajuns aici, voi face din nou 5 ochiuri de lanț, cu care voi merge să închid în următorul arc cu picioruș scurt. Exact în modul în care am lucrat până acum. 2, 3, 4, 5 și un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Ceea ce vom obține, uitați-vă, deci așa trebuie să arate în modul în care am lucrat și partea cealaltă. Iar noi vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui al doilea rând de arcuri formate din cele 5 ochiuri de lanț. Acum vom închide rândul în primul ochi de lanț de la începutul acestui rând cu fir alunecat. Ne vom deplasa cu fir alunecat către mijlocul arcului, după care vom începe lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, voi continua din nou cu 6 ochiuri de lanț, 1, cel de-al doilea, al treilea, 4, 5, 6, picioruș scurt în următorul arc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, piciorul scurt. În felul acesta vom lucra două rânduri. Deci noi ne vom întâlni după ce vom lucra două rânduri în care vom forma aceste mici arcuri din 6 ochiuri de lanț, după care vom continua lucrarea noastră. Nu uitați la începutul rândului să puneți așa o clămiță care să vă ajute să știți exact
unde ați început un rând. Deci noi ne întâlnim după ce terminăm aceste două rânduri. Am ajuns și la capătul acestui al doilea rând, format din arcuri de câte 6 ochiuri de lanț. Am făcut ultimele 6 ochiuri de lanț. Acum le voi închide în mijlocul arcului următor cu picioruș scurt. Voi lua firul pe croșet, voi intra în următorul arc și voi lucra un număr de 10 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, voi face loc în felul acesta, 6, 7, 8, 9, 10. Cel de-al 10-lea picioruș dublu. Iar acum vom închide totul cu picioruș scurt în următorul arc. După care vom repeta. Nu știu cum este acasă la dumneavoastră timpul, la mine afară este o furtună incredibilă, vânt, ploaie, am început dimineața cu soare, apoi vânt, care a adus o grămadă de nisip, apoi s-a înnorat, a început și ploaie, ploaie și vânt. Deci am făcut aici un picioruș scurt, iau firul pe croșet, mă voi deplasa în următorul arc și voi lucra din nou. Un număr de 10 piciorușe duble. Mi-este foarte greu să lucrez așa, eu am practic camera în fața ochilor, nu prea văd ceea ce lucrez, așa mai mult orbește. Deci am 2, 4 până acum. Cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Voi închide totul cu piciorul scurt în următorul arc și vom lucra în felul acesta totul de jur împrejur. Acesta este ultimul rând al părții a doua. Apoi ne vom întâlni la sfârșitul rândului și vom monta împreună cele două părți. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând. Voi face ultimile 10 piciorușe duble. Voi lucra împreună cu dumneavoastră, apoi vom monta cele două părți, le vom uni. Avem două, trei, patru, 5, 6, 7, 8, 9,
și cel de-al zecelea picioruș dublu. Vom închide totul în piciorușul scurt de la începutul acestui rând cu fir alunecat. Acum urmează partea cea mai importantă. Prima parte pe care noi am lucrat-o deja, o vom întoarce cu dosul înspre noi. Deci o întoarcem pe dos, în felul acesta. Și dintr-un punct oarecare de aici, nu are importanță de unde, vom începe să unim cele două părți cu piciorușe scurte. Voi începe din acest arc și voi face primul picioruș scurt. Acum suntem în direcția celor 10 piciorușe duble. Vom intra în corespondența primului picioruș dublu. Vom prinde și arcul. Vom face un picioruș scurt. Vom intra în cel de-al doilea picioruș dublu. Vom intra, vedeți, amândouă părți le prindem. Picioruș scurt. Vom intra în cel de-al treilea picioruș scurt. În același arc intrăm. Vom face picioruș scurt. În cel de-al patrulea. La un evantai dintre acesta trebuie să unim două din arcurile de câte 8 ochiuri de lanț. Deci avem 4, cel de-al cincilea, apoi în următoarele, cu următoarele 5 piciorușe duble vom intra în următorul arc de 8 ochiuri de lanț din partea principală. Vom fi întotdeauna atente să prindem amândouă părțile, pentru că altfel lucrarea nu va ieși cum trebuie. Deci, în corespondența acestui evantai format din 10 piciorușe duble, noi va trebui să adăugăm două din arcurile formate din cele 8 piciorușe duble de la prima parte a lucrării. În felul acesta. Unde este piciorușul scurt, vom uni cu piciorul scurt în corespondența piciorușului scurt din prima parte. După care vom continua. Vom intra din nou în corespondența primului picioruș dublu și în corespondența următorului arc format din cele 8 ochiuri de lanț și vom face din nou un picioruș scurt. Deci este primul. Cel de-al doilea picioruș dublu. Unim și facem picioruș scurt. Cel de-al treilea picioruș dublu, picioruș scurt. Cel de-al patrulea picioruș dublu, intrăm în corespondența arcului, picioruș scurt. Cel de-al cincilea picioruș dublu, intrăm în corespondența arcului, picioruș scurt. Avem cel de-al șaselea picioruș dublu. Intrăm în corespondența piciorușului dublu și a următorului arc de 8. Picioruș scurt. În felul acesta vom uni lucrarea pe întreg parcursul.
Deci, în corespondența fiecăruie, v-am taie de 10 piciorușe duble, vor veni unite două arcuri format de 8 ochiuri de lanț cu care am terminat prima parte. Aici este ultimul picioruș dublu. Iar în corespondența piciorușului scurt, intrăm și unim în corespondența piciorușului scurt dintre cele două arcuri. Eu cred că ați înțeles modul în care se lucrează. Apoi, când totul va fi gata și îl vom pune pe balon, un balon bine umflat, și va veni apretat, bineînțeles că lucrarea se va aranja în modul în care ați văzut. Dorind, puteți să le uniți și cu fir alunecat, însă mie îmi place mai mult cu picioruș scurt, pentru că iese un pic în evidență această parte. Dacă vă amintiți, în momentul în care v-am prezentat cuibușorul pe care l-am lucrat eu câțiva ani în urmă, are înăuntru are un aranjament. Voi vedea ceea ce voi reuși să lucrez croșetat pentru aceste. Acum vedeți, trec în următorul arc. Pentru acest aranjament voi veni cu o surpriză. Dar aceasta va fi pentru luni, surpriza. Această a doua parte a tutorialului o voi încărca mâine, este duminică mâine, și astfel dumneavoastră veți avea timp să urmăriți și să vă ghidați după ceea ce eu am lucrat. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Natalia, mi-a făcut plăcere că în comentariul dumneaei a scris și eu vroiam de mult acest model, însă nu aveam curajul să-l cer. În general, eu pe canalul de YouTube fac lucrări la cererea dumneavoastră, însă pe rând, pentru că eu sunt una singură, dumneavoastră sunteți mai multe, și încerc în mod echilibrat să ajung un pic la toată lumea. Ceea ce vreau să vă spun din nou, și la sfârșitul acestui tutorial, cred că voi face un mic filmat în care voi prezenta modul în care eu, din lucrări deja efectuate, am creat coșulețe în care dumneavoastră vă puteți foarte bine face aranjamentele pentru Paște. Sunt câteva lucrări foarte simple pe care eu deja le-am executat, sunt pe canalul de YouTube, dar acel filmat îl voi face după aceea. Între timp, mă ocup în continuare și după ce v-am arătat exact modul în care unim cele două părți ale lucrării, noi vom continua singure, aici în corespondența piciorușului scurt. Voi intra în piciorușul scurt
din celălalt, din prima parte a lucrării, în felul acesta. Așa cum vă spuneam, dorind, puteți face această operațiune și cu fir alunecat. Aceasta las la atitudinea dumneavoastră, însă eu am vrut să-l fac anume în felul acesta. Vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul rândului, acum voi închide ultimul picioruș dublu împreună cu partea din spate. Sper să se vadă. Voi scurta firul, după care vom închide lucrarea și vom ascunde capetele de fire. Capetele de fire le puteți ascunde fie cu croșetul, așa cum fac eu, pentru că mi este mai ușor, fie cu acul. Eu voi intra cu croșetul, voi trage acest fir de desubt. Sincer vă spun, nu știu exact, nu văd aici ceea ce fac, pentru că am camera în față și totul fac așa pe... mai mult cu ochii închiși. Voi ascunde capătul de fir, voi face apoi câteva noduri pentru a-i da stabilitate. La fel vom proceda cu toate capetele de fire. După care, partea cea mai importantă va fi să introduceți în interiorul lucrării. Deci aici voi face un mic nod și voi scurta acest fir. Așa cum vă spuneam, va fi să introduceți un balon în interiorul acestei lucrări, să-l umflați bine și apoi să îl apretați. Pentru apretat, ia uitați-vă, în momentul în care el va fi bine întins, se va aranja. Pentru apretare, pentru că vorbeam de apretat, puteți folosi fie aracetul, fie gelatina. Diferența dintre aracet și gelatina este că va dăinui mai mult lucrarea apretată cu gelatina, nu se va lăsa. Eu am aplicat pentru celălalt cuibușor foarte mult aracet, însă odată cu trecerea timpului se va lăsa. Cu gelatină va dura ani și ani și va rămâne mereu în aceeași poziție. Deci curățăm capetele de fire, introducem înăuntru ceea ce avem de introdus. Eu sper să vă fie de folos, să vă placă ceea ce am lucrat pentru dumneavoastră. Ascundem bine toate capetele. Le întărim un pic, le dăm un pic de siguranță. Așa. Și de aici vom scurta. După care, ce ne-a mai rămas de scurtat, doar aici, în mijloc, vom întoarce așa, de unde am pornit. Voi ascunde și acest capăt, tragem bine capătul din nou, după care îl vom ascunde dedesubt. În
modul în care să dăm stabilitate. Nu știu dacă se aude în camera, pare este un vânt, se aude exact în modul în care se auzea când eram acasă, iarnă, în nopțile de iarnă în care ningea viscolit. Oricum, temperatura a scăzut foarte mult, este rece și va mai scădea în zilele următoare, după care cred că va veni primăvara adevărată. În sfârșit, timpul este întotdeauna imprevizibil și noi trebuie să luăm fiecare zi în modul în care aceasta vine. Deci, scuzați, am atins în cameră, așa cum vă spuneam, apoi veți introduce un balon în interior, îl veți umfla foarte bine pentru ca lucrarea să stea foarte bine întinsă, îl veți apreta, bineînțeles, dacă în funcție de firul pe care îl veți folosi și croșetul va fi și mărimea lucrării. Eu, lucrarea pe care v-am prezentat-o, am lucrat-o cu macrame numărul 5 și cu croșetul numărul 1. Bineînțeles, este mai mică decât cea pe care am lucrat-o astăzi, pentru că firul, așa cum v-am prezentat la început, este mai gros și croșetul mai mare. Eu atât am dorit să vă prezint. Voi încărca mâine dimineață tutorialul, mâine este duminică. Vă doresc spor la lucru. Eu sper că se vede un pic. Voi încerca să ridic camera mai sus, ca să vedeți și aranjamentul cum se prezintă. Vedeți felul acesta. Sper că nu am deranjat aici. Așa. Acesta este rezultatul final. Acesta este cel pe care l-am lucrat. Nu se vede pentru că am fixat pe rezultatul final. Așa. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție și dacă v-a plăcut ceea ce am realizat pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră, vă rog să lăsați un like, un comentariu și, bineînțeles, apoi, dacă veți publica, voi putea vedea lucrările dumneavoastră. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare și vă doresc tot ceea ce